Polițiștii hunedoreni se confruntă cu un caz tragicomic. Mai exact, nu cu mult timp în urmă, poliția municipiului Lupeni a fost sesizată despre faptul că persoane necunoscute au pătruns în pupitrul de comandă al telescaunului aflat în vârful Straja, de unde au sustras mai multe bunuri, plângerea fiind făcută la 4 zile de la comiterea faptei. Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că sesizarea se confirmă, dar, în urma investigațiilor efectuate, a rezultat și faptul că în august, deci cu 3 luni în urmă, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în camera de forță a aceluiași telescaun, de unde au sustras componente și cabluri electrice, aspecte care nu au fost sesizate polițiștilor la acea dată. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și distrugere, cercetările demarate vizând identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. În acest caz, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și furt calificat, ca urmare a plângerii depuse în urmă cu puțin timp de către administratorul societății respective de transport pe cablu. Însă, în urma cercetărilor a rezultat faptul că o faptă asemănătoare de furt de piese și componente electrice, dar și bucăți de cablu a fost comisă în cursul lunii august a acestui an, însă la acea vreme fapta respectivă nu a fost sesizată unității de poliție competentă. Prin urmare, polițiștii efectuează cercetări cu privire la ambele infracțiuni comise, una în cursul lunii august, cealaltă în cursul lunii octombrie acestui an, și urmează a se identifica autorii și a se recupera prejudiciul sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani. Polițiștii așteaptă de la cei care administrează instalația pe cablu estimarea prejudiciului pe care l-au suferit, atât la furtul recent cât și la cel din vară, de care partea vătămată se pare că habar nu avea.